efterlyser en navngiven person, en 58-årig rumæner, der hedder Marian Clita, han er 58 år. Ham efterlyser vi nu som mistænkt for drabet. Da drapssjef i København-politiet Ove Dahl gikk ut med etterlysningen av Marian Clita, var det første gang de fleste av oss hørte navnet. Om kvelden den 1. mars i fjor tok Clita seg inn på et hotellrom på Radisson Blue Hotellet i København med hensikt å stjele. Da flyvertinnen Vera Villmyren til hans overraskelse var i rommet, endte det i et basketak hvor han til slutt slo henne ihjel med det som blir beskrevet som massiv vold. Det er selvfølgelig meget voldsomt at man slår ihjel for å få en mobiltelefon og noen småpenger og en punkt, men jeg kan ikke se annet motiv på nuværende tidspunkt. Samme dag som han ble etterlyst, meldte Clita seg i Malmö etter å ha blitt oppringt av en norsk journalist. Men lenge før Vera Villmyren ble et tilfeldig offer, var Clita kjent som en av de mest beryktede forbryterne i hjemlandet Romania. Oppmerksomheten kom da han ble tiltalt og senere dømt for å ha drept den kjente dikteren og opposisjonelle George Ursu under kommunisttiden. Dikteren døde av enorme indre skader på sykehus i 1985, men først i 2000 ble Clita dømt. I en dokumentarfilm fra 1996 om Ursu, laget av filmskaperen Cornel Michelage, forteller Clita at han og en medfange i fengselet ble rekruttert av det rumenske hemmelige politiet Securitate for å knekke den profilerte opposisjonelle. Am fost scos afară dintr-o cameră. Eram deja cu semnat angajamentul pentru securitate. Am fost scos și mi s-a spus. În care trebuie să aplicați teroare și regim represiv restrictiv vis-a-vis de un individ care a dat în regimul țării și a denigrat clanul Ceaușist, ținând vreo câteva zeci de caiete de-a lungul timpului în care își făcea însemnări cotidiene. Bine, domnule, de acord, unde e omul? Ne-a prezentat dosarul de arest, l-am văzut pe domnul Ursu Gheorghe în fotografia față profil. Omul trebuie să iasă la izolare. Vă bat pe arestul Catanga, la camera 29, e goală, și vedeți ce faceți. De acord. Den kaldblodige torturisten fremstiller seg selv nærmest som et offer for systemet. Au venit și mi-au sugerat, bă, nu încerca să te piși împotriva vântului. Chiar vrei să dispar? Și am stat și m-am gândit, zic, nu prea are sens să fac valuri, că ce mare, acum, da, ce mare lucru să vină unul, eu sunt legat la mâini, la picioare, mă calcă de gând, mă calcă pe cap sau îmi dă un vânt și gata. S-a dus cu mine. Ce reprezentam eu pentru regimul totalitar de atunci? Cum a fost atunci? L-ați cunoscut? Ați fost în... fost băgat în celulă? Voi doi? Da. Și-a urmat cine o perioadă de vreo 3 săptămâni în care... Cine îl tortura? Două secunde. În care aproape zilnic Ursu Gheorghe era bătut. Cum? Sistemii gheme. Palme, tălpi, umeri, palme peste față, agățat cu cătușe date de afară sau improvizate de noi metode de legare constituite în bucăzăci așa rupte, tot acest program și l-a agățat de pat. Tot acest program era supravegheat permanent de afară. Periodică 3-4 ori pe săptămână eram scoși și furnizam note informative cu privire la ceea ce relata Ursu Gheorghe. În sensul, dacă a avut o rețea de a scoate aceste materiale afară spre către un post de radio occidental, sau un cotidian occidental. Og Clita legger ikke skjul på at de utsatte dikteren for systematisk og utspekulert tortur for at han ikke skulle få synlige skader. Bătăile atribuite de noi erau așa puțin mai științifice, adică nu era bătut la modul să-i provoace o imposibilitate de a se deplasa sau să aibă omul echimoze pe față, de unde se deducă că omul deci e bătut în celor. Nu bătaie științific acolo, nu a fost bătut niciodată acolo. O să revenim și la lovitura aceea care a provocat moarte. Omul era bătut la palme, îi se umflau puțin palmele, că nu aveam bastoane, cum am zis, foloseam papuci și de plastic. Sau multe palme peste față, care nu-i provocau cine știe ce urme, dar dureri așa mai intense, nu? De să dai omului 10-15 palme așa cu o viteză rapidă peste față. Deci el era luat, dus, anchetat, bătut de alții? Da, absolut. Și de alții. Și venea bătut? Venea bătut, fiindcă de multe ori se plângea. Ce ai, mă?
și luați voi în nu mai luam poate atunci, îi mai poate acordam, atunci. Domnule, îi mai acordam și perioade de respiro. Fiindcă dacă l-am fi bătut 3 săptămâni în continuu. Și ei și voi. Păi se ducea pe topogan repede. Samtidig uttrykker Klita en slags sympati for offeret sitt. Pardon, perioadele astea de teroare și de schingiuire și de maltratare, care curgeau zilnic, alternau cu multe zile amiabile. La modul, din câte l-am testat eu, omul era foarte inteligent, foarte rasat, foarte cult și mă interesau anumite aspecte vis-a-vis de istoria culturii, vis-a-vis de hobby-uri, vis-a-vis de scufundare pe la plaja 2 Mai, când căuta omul relicve, eu știu ce amfore, ce mai făcea el pe acolo. De muzică. Da, și de muzică, perfect. Omul avea o cultură muzicală vis-a-vis de muzica simfonică și de compozitorii ai timpului foarte, foarte, era foarte dotat. Cam așa s-au întâmplat lucrurile. Klita hevder at de noen uker før Ursu døde, fikk beskjed om å avslutte torturen fordi dikteren skulle overføres til et annet fengsel. Aici s-a încetat respectiv cam de la începutul lunii noiembrie, maxim până în 5 noiembrie, s-a încetat orice fel de regim terorist, maltrativo din partea noastră. Absolut. Omul stătea liniștit, mai citea, mai nu știu ce făcea el acolo. Țin minte că Radu dormea deasupra mea. Radu Urs. Stăteam liniștit, ne mai uitam pe afară, era frig, mă rog, început de iarnă. Ei, a venit perioada foarte aproape, respectiv după câte mi-aduc aminte, fiindcă omul pe 17 a murit, noiembrie. Eu mi-aduc aminte că jurul datei de 14, s-a dat Ursul dimineață jos din pat și am spus, băi, eu citeam. Trebuia să predau cărțile luni. Îi spun, băi, Ursule, vezi că îmi împiedici unghiul de vedere, du-te puțin mai încolo. Omul sunt în extensie, cu coatele pe patul, 2. Probabil că am simțit eu că nu s-a mișcat chiar repede. Și atunci am dat o simplă lovitură de picior în zona abdominală. Omul s-a înduit și a căzut. Zic, ce ai, mă, s-a văzut că imediat și-a schimbat culoarea atenției, i-am pus mâna pe abdomen, acut. Abdomen acut. Eu mai am niște cunoștințe la astea medicale, că am lucrat în mediul veterinar, l-am zis cu pastor. Da Ursu 17. november 1985 sovnet inn på fengselssykehuset, var de indre organene hans fullstendig knust. Securitate forsøkte å skjule dødsfallet som en hjertestans, men etter kommunistregimets fall klarte statsadvokat Dan Winnea å grave fram de ekte journalene. Det ble starten på en langvarig rettsprosess. Selv mente Klita at han ikke var skyldig i drap. Jo, menzionis! Și afirm cu tărie, fiindcă mai am niște cunoștințe juridice, n-a fost crimă la vremea aia, a fost lovitură cauzatoare de moarte, că ostentativ a fost întârziată ducerea lui Ursu Gheorghe spre a fi salvat la Jilava, asta e problema unor corifei a miliției și a securității la vremea respectivă, care răspund moral. Ei au făcut crima, moral ei sunt... răspunzător pentru crimă. Eu, lovindu-l pe Ursu, nu am făcut ceva decât un LCM, eventual. Pentru care, mai devreme sau mai târziu, voi primi pedeapsa. Pedeapsa care va intra într-un fel sau altul în decretul 11, dat de Ceaușescu în 88. Deci răspunderea mea penală nu poate exista. Dar moral, alții sunt criminali. Moral. Și acești oameni trebuie să trage la răspundere. Chit că penal nu ni se poate întâmpla nici lor nimic, absolut. Dar să vedem cam cum a fost atunci cu regimul terorii aplicat și cu schingiuiri și cine a răspuns. Cui să facem de plăcere? Klita ble i 2000 dømt til 20 års fengsel for drapet på Ursu, men ble løslatt bare 8 år senere. På mandag møter han igjen i retten, tiltalt for drapet på Vera Vilmiu. Han har innrømmet at han tok livet hennes, men også denne gangen hevder han at han ikke mente å drepe.